primii pași încep de aici, din zona unde ne aflăm, unde avem baloți din spate care sunt stocați în paie uscate din recolta trecută. Avem un bazin în spatele lor care este de preînmuiere, deci baloții îi luăm cu un utilaj pregătit, îi băgăm în apă timp de un minut, un minut și jumătate, după care ei își ia suficientă apă cât să poată să înceapă procesul de fermentare al paielor. Acolo se face mixul final și coboară după zi din partea cealaltă pe produsul finit. Și îl mai remixăm încă o dată, tot le reluăm procesul de la capăt. Apoi urmează fermentarea propriu-zisă, când introducem compostul în buncăr și din două în două zile el este scos, verificată umiditate, temperatură și tot ce trebuie ca el să ajungă în condiții optime la faza de pasteurizare. Prin aceste fante, unde sunt găurile, sunt tot la fel comandate de calculator, avem în spate calculatoarele care ele dirijează aerul rece așa cum avem noi nevoie. Și îl ținem câte 9 zile în fiecare buncă, fiecare compost în parte. De imediat se face și inseminarea cu miceliu și avem două variante aici. La faza 2 îl inseminăm cu miceliu, îl încărcăm la saci și îl livrăm către beneficiar, după care el îl mai crește acasă compostul ca să obțină ciuperci încă 4 săptămâni. Sau e mai a doua variantă pentru faza 3, în care noi facem inseminarea cu miceliu și în același timp reîncărcăm alt buncăr în care stă la noi încă 2 săptămâni, unde compostul stă la incubat cu acest miceliu și după încă 2 săptămâni îl scoatem afară și îl vindem către beneficiarii noștri, care în maxim 12-14 zile încep să apară percuțele mai repede, pentru că noi îi ajutăm cu acest proces.